Hei, hei, bine te-am găsit, draga mea urmăritoare! În acest unboxing tutorial am să îți prezint produse de la Mounli. Câteva produse într-un colet mic, dar scump, pentru că esențele tari se află în sticluțe mici. Așa că hai să desfacem câte o sticluță și să vedem ce se află în ele. Glitter top coat de la Mounli. Mereu când îmi cerea câte o clientă să-i pun top cu un pic de sclipici, îi amestecam un top clear cu pigmentel argintiu. Însă era foarte nasol pentru că după aceea îmi rămânea pensula plină de pigment și oricât tot degresam, nu mai reușeam să curăț. Și altă clientă îmi spunea, hei, dar parcă este un pic de sclipici în el. Ei, uite, am găsit topul favorit cu glitter. Îmi place. Îmi place. Îmi place consistența lui, nu curge. E bun. E super. Aici ce mai avem, ce mai avem? Avem un mat top coat gel lac. Este un top mat. Am vrut să încerc și topul de la Mounli mat, să vedem cum este. O să îți spun într-un tutorial viitor. Așa că rămâi aproape să vedem cum arată și cum se comportă topul mat de la Mounli. Extend Base Squat este rubber base, este o bază nuanțată de la Mounli, iată, are mai multe nuanțe firma Mounli, însă eu am ales-o doar pe aceasta, vreau să văd cum este consistența și cât de pigmentată este, ce nuanță este aceasta, o să vedem și despre ea într-un video pe viitor, cum arată și cum se comportă. Momentan nu știu să-ți spun mai multe. Crane este o ojă semipermanentă nude, foarte frumoasă. Îmi plac mult ojele nude. Clientelor mele le plac ojele naturale nude, așa că chiar și în acest colet am ales mai multe nuanțe de oje nude. Crane este una dintre favoritele mele și ia fi atentă, draga mea urmăritoare. Mereu sunt întrebată pe canalul meu de YouTube sau un mesaj sau oriunde ce să fac să mi se aplice oja sau produsul, gelul culor fără denivelări. Iată, produsele de calitate, la un preț calitativ sau pe măsură, iată, am dat de două ori cu pensula și uite, este perfect, perfect autonivelată. Nu are denivelări, nu are dâre, nu are umbre, este foarte, foarte pigmentată, da? Anais, o ojă superbă, superbă, chiar e foarte frumoasă această nuanță, de un nude piersiciu, la fel, magnific de pigmentată. Draga mea urmăritoare, îți recomand cu toată încrederea aceste oje și produse de la Mounli, pentru că sunt de calitate. Prețul lor este conform calităților și îl merită din plin. Așa că, dacă dorești să-ți plasezi o comandă pe Mounli, folosește codul Ionela15 pentru o reducere de 15% pentru prima dată, iar apoi vei primi puncte de fidelitate ce le poți folosi la următoarea ta comandă. Dar atenție, draga mea urmăritoare, e singura firmă care acceptă să folosească punctele de fidelitate sau codul de reducere inclusiv la produsele care deja sunt reduse pe site. Nimeni nu face asta. La produsele reduse nu se mai aplică cod de reducere, însă la Mounli se aplică. Alumna este una dintre ojele mele preferate. În momentul în care am filmat acest unboxing, am realizat că este favorita mea. Una dintre favorite, pentru că mai am una. O să vezi în viitor, în continuare. Este foarte frumoasă și această ojă. Și ține cont, draga mea urmăritoare, că eu aceste oje le aplic peste unghia mea neagră. Este foarte greu să folosești un produs pigmentat peste ceva negru. Foarte greu ai acoperire peste ceva negru. Însă, iată, aceste oje de la Mounli au acoperire într-un singur strat peste unghiile mele negre. Nu este fake, n-are cum să fie fake, este real. Super, super tare! Alumna, my favorite. Spectacol. Mounli este o ojă semipermanentă roșie, dar este un roșu, nu știu cum să-ți spun, chiar nu am cuvinte, însă este un roșu deosebit. Nu am mai avut niciodată o ojă așa, de un astfel de roșu. Este un roșu
nu e nici vișiniu, nu e nici roșu aprins, dar nu e nici roze. De obicei ele sunt roze, acesta nu este roze. Este ca sângele. Nu am cuvinte să-ți spun, numai să ți-l comanzi și tu. Spectacol, să vezi cum este. Este, nu știu, magnific, splendid. Se potrivește foarte bine la mâna bronzată, la mâna brunetă. Dacă cineva are probleme cu acest lucru și consideră că multe modele, multe culori nu îi se potrivesc pentru că are mâna brunetă, bronzată, această ojă roșie, să știi că se potrivește mâinilor bronzate. Și cealaltă favorita mea, Pink Sensation, este o ojă semipermanentă roz, nebun, dar nebun rău de tot. Mie îmi plac culorile foarte pigmentate, foarte tari, foarte țipătoare, foarte nebune. Aceasta aș folosi-o și vara și iarna, deși foarte multă lume spune că culorile tari se folosesc doar vara, însă eu aș îndrăzni să o folosesc și iarna. Iată, foarte pigmentată și această ojă, foarte, foarte pigmentată. Și au o consistență atât de, nu știu, de păstoasă, așa, îți vine să le mănânci, smântânică, smântânică din aia grasă, bună, bună de tot, de pus pe pâine sau, deci. Nu uita de codul de reducere care îl poți folosi. Găsești mai multe detalii în secțiunea descriere. Acestui tutorial s-au fixat în primul comentariu, așadar pune mâna și fă-ți o comandă rapid la Mounli de oje semipermanente pentru că sunt foarte, foarte calitative. Ca să-ți dai seama de nuanța reală a produselor, m-am gândit că poate să influențeze puțin pentru că am aplicat peste negru. Iată, am zis să aplic și peste un șervețel alb să vezi cât de pigmentate sunt și pur și simplu, iată, ele intră în șervețel, dar deși intră, totuși se vede nuanța lor foarte, foarte bine, inclusiv la rubber base, care e cea din stânga. Am revenit puțin peste ele pentru că apoi mi-am dat seama că trebuia să le întind puțin, să le lățesc, însă, iată, deci, alumna my favorite. Și Pink Sensation este foarte, foarte frumos. Pune mâna și fă-ți o comandă la Mounli acum, repede, repede, și folosește codul Ionela 15 pentru o reducere pentru prima dată de 15%. Da, Mounli, 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 Mounli. Apoi primești puncte de fidelitate și, draga mea, îți mulțumesc că m-ai urmărit, îți mulțumesc că ai văzut acest unboxing. Nu uita să te abonezi la canalul meu, să dai like și share și să placezi o comandă la Mounli. Te pup, draga mea, ai grijă de tine, pupici, pupici.